Bună ziua și bine v-am regăsit, tot Ioana aici de la site-ul ledhome.ro Astăzi vreau să vă prezint un alt model de spot LED pe un model la fel de, să spunem, atrăgător ca celelalte pe care le-am filmat. Un model ce se remarcă prin mai multe elemente, fapt ce îl încadrează în zona corpurilor de iluminat profesionale. Iar aceste elemente vreau să vi le prezint în acest video, iar dacă doriți mai multe detalii puteți intra pe site-ul ledhome.ro este vorba despre modelul de față, ce este disponibil în două culori ale corpului, alb și negru, cum avem noi. La nivel de putere, acesta consumă 20 de W și furnizează o lumină caldă cu un indice de redare a culorii de 90. Acest indice ne asigură că orice element expus sub lumina furnizată de către acest model de spot pe șină, își va păstra aceeași nuanță de culoare. Acum acest model este foarte bine finisat, finisat în fiecare detaliu, începând de la șuruburile tope negru, începând de la carcasa vopsită în câmp electrostatic. La nivel de conector, acesta poate fi orientat, practic spotul poate fi orientat și pe ambele axe. Avem prima axă și a doua axă este aceasta. Așa arată, este un spot pretabil atât în zonele cu activitate comercială cât și rezidențială de avut în vedere este puterea acestea sau consumul acesta de 20 de vați, care vă asigură că lumina va fi arhi suficientă dacă mergeți pe zona rezidențială. În zona comercială acesta este în regulă, acest model este în regulă ca și puterea dar din cred că ar trebui completat și cu alte corpuri de iluminat sau mai multe modele de astfel de spoturi pe șina. La nivel de echipare, acesta are leduri fabricate de către cei de la CRI, Statele Unite. Practic, acest producător este unul dintre cei mai bine cotați producători din lume. Iar asta ne asigură că vom achiziționa un spot de o bună calitate, care furnizează o lumină foarte bună pe o perioadă lungă de timp. Acesta este modelul. Sper că a fost acoperitor cu informațiile. În cazul în care doriți și altele, vă așteptăm pe site-urile noastre ledhome.ro sau velta.ro. Eu am fost Ioan, vă doresc o zi excelentă!